Cu siguranță fratele Beni Frălău este o persoană foarte citită, pregătită și a adus un aport important în țara noastră, în toate confesiunile evanghelice, în ce privește studiu biblic și înțelegerea mesajului multor cărți din Biblie. Însă, pentru că subiectul mântuirii, al predestinării, al liberului arbitru este un subiect foarte important, el vizează destinul nostru veșnic, vizează modul în care ne vedem pe noi înșine, modul în care vedem pe Dumnezeu, modul în care apreciem harul lui Dumnezeu și ceea ce El a făcut pentru noi, aș vrea să analizez împreună cu voi câteva minute dintr-o predică a Dumnealui intitulată Predestinat să fim asemenea chipului Fiului Său pe Cartea Romani, capitolul 8, versetul 28, în continuare și capitolul 9. Este foarte important de la bun început să vedem premizele cu care lucrează cineva. Și din punctul meu de vedere, Dumnealui pornește cu niște premize greșite, care nu pot fi demonstrate din Biblie, motiv pentru care atât argumentele pe parcurs sunt greșite, cât și interpretarea textului este greșită și mai ales concluziile pe care le trage la un moment dat sunt, cred eu, greșite și important de observat pentru că ele, repet, au de face cu mântuirea noastră. Vă invit, de exemplu, să auzim definirea liberului arbitru, chiar la începutul predicii. Dar v-aș da și definiția liberului arbitru. Dumnezeu a pregătit pentru toți oamenii, pentru toți cei care s-au născut sau se vor naște pe planeta aceasta, un plan de mântuire în Domnul Iisus Hristos. Dar omul poate beneficia de acest plan de mântuire doar în baza alegerii lui libere. Pentru că alegerea noastră să fie liberă cu adevărat, pot transforma harul în desfrânare. Deci Dumnealui spune că avem liber arbitru numai dacă Dumnezeu a făcut un plan de mântuire pentru toți oamenii care s-au născut, se vor naște vreodată pe planeta aceasta. Întrebarea mea este cum se face că sunt 2,2 miliarde de oameni pe planeta acum care nu știu nimic despre Domnul Iisus Hristos. În ce fel planul de mântuire în Hristos este pentru ei? Sunt ei mântuiți fără să audă absolut nimic de Hristos? În ce fel planul de mântuire a fost pentru oameni care au dispărut de pe planetă, triburi întregi, popoare care au fost nimicite fără să audă nimic despre Dumnezeul Sfintelor Scripturii? Ce au avut doar o cunoaștere naturală, o cunoaștere prin conștiință? A spune că omul este liber, toți oamenii sunt capacitați, înzestrați cu liberă voință, este greșit și din punct de vedere al declarațiilor Sfintelor Scripturii. Singurele două persoane libere de pe planetă au fost Adam și Eva. Adam și Eva, după păcatul lor, ne-au plonjat pe toți într-o robie cruntă a păcatului. Se află în studiu pe Romani, capitolul 8 și în Romani, capitolul 6, Apostolul Pavel arată foarte clar că cine trăiește în păcat este rob păcatului. Și că în felul în care am ascultat de păcat când eram rob păcatului, versetul 20, tot așa trebuie să ascultăm de neprihănire când suntem rob neprihănirii. Niciun om nu este liber. Toți ne naștem rob păcatului. Toți ne naștem orbi în robia noastră. Ori față de frumusețea lui Dumnezeu. Orbi în fața Evangheliei. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl, spune Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu poate zice Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Oamenii lumii acestea nu pot înțelege Evanghelia, lucrurile duhovnicești, pentru că ele trebuie judecate duhovnicește, trebuie judecate prin Duhul Sfânt. Sunt foarte multe declarații ale Scripturii care arată robia omului și neputința omului. Da, Domnul Iisus Hristos a spus foarte clar, cine trăiește în păcat este rob păcatului. În 2 Timotei Pavel spune că oamenii au fost prinși în cursa diavolului ca să-i facă voia. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți faptele și poftele tatălui vostru. Așadar, definiția este greșită. În primul rând, că planul mântuirii nu este făcut cunoscut tuturor oamenilor așa cum se afirmă. Și în al doilea rând, că omul este rob păcatului. Se naște în starea aceasta. Ascultați alte declarații.
pentru că alegerea noastră să fie liberă cu adevărat, pot transforma harul în desfrânare, harul pus în Domnul Iisus Hristos și pot cădea din har, îmi spune Scriptura. Deci am două extreme în care mă pot mișca. Dacă aș pune un termen simplu, când e vorba de mântuirea mea, Deci, ca să fie alegerea cu adevărat liberă, pot să fac într-un fel ce vreau eu cu harul lui Dumnezeu. Oare unde ne arată Biblia lucrul acesta? Biblia ne arată că puterea harului Dumnezeu lucrează în noi și ne transformă și ne face ființe noi și în mod progresiv lucrează în noi voia lui Dumnezeu. Și produce la propriu, nu doar facilitează, produce în noi ceea ce Dumnezeu ne cere în cuvântul Lui. Unde vedem în Biblie, da, sunt unii oameni care schimbă învățătura despre har în desfrânare. Dar sub nicio formă nu putem noi să luăm harul lui Dumnezeu și să trăim în desfrânare. Să păcătuim ca să se mulțească harul, nici de cum. Pentru că noi am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Asta nu este o dovadă al liberei voințe. Faptul că cineva poate să inventeze și să promoveze și să proclame și să predice o învățătură în care harul poate fi transformat în desfrânare. Când e vorba de mântuirea mea, de destinul meu, face Dumnezeu totul sau am și eu ceva de făcut? Oricât de puțin ar fi, puținul acela Dumnezeu mi-l cere serios cu mine, pentru că libertatea merge împreună cu responsabilitatea. Eu trebuie să fac oricât de puțin, dar trebuie să-l fac. Care e la oricât de puțin? Dacă eu sunt rob păcatului, orb, încătușat în păcat, dacă eu nu înțeleg Evanghelia, nu primesc cuvântul lui Dumnezeu, 1 Corinteni, capitolul 2, pentru că trebuie să fiu duhovnicesc înainte, dacă nu pot spune Iisus este Domn decât prin Duhul Sfânt, dacă nu pot să fiu la Fiul decât dacă mă atrage Tatăl, care e la puținul pe care trebuie să-l fac eu? Biblia ne spune foarte clar, noi trebuie să credem și să ne pocăim. Asta este puțin? Este cel mai greu lucru care îi se cere omului să-l facă. Este cel mai greu lucru să se întoarcă de la păcatul lui, de la viața lui, de la o orientare greșită, de la împotrivirea față de Dumnezeu, de la rebeliunea față de Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu. Este cel mai greu lucru, nu este puțin, este cel mai greu lucru. Și mi se spune mie că Dumnezeu este foarte serios și Dumnezeu îmi cere lucrul ăla. Eu cred că Dumnezeu mi-l cere, dar eu nu pot să-l fac. Nu pot să-l fac și avem dovezi în Sfânta Scriptură în felul următor. Biblia spune că prin har am fost mântuiți prin credință și asta nu vine de la noi, ce este darul lui Dumnezeu. Deci asta oricât de puțin, dacă credința e oricât de puțin, asta vine de la Dumnezeu. Pocăința de asemenea. În Faptele Apostolilor ni se spune că Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viață. Pocăința nu este puțin, este cel mai greu lucru pe care are de făcut omul. Este ceea ce omul urăște din toată inima lui și este un dar al lui Dumnezeu. Robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să îndrepte cu blândețe potrivnici în nădejdea, în speranța că Dumnezeu le va da pocăința ca să aibă viața. Este darul Dumnezeu pocăința. Ăla oricât de puțin nu e ceva ce pot eu să fac. Ar trebui să-l fac, dar nu pot. Ci este ceva ce Dumnezeu îmi dă mie și eu o fac pentru că Dumnezeu mi-a dat. Care e la oricât de puțin? Care e la oricât de puțin? Să accept? Acceptatul e cel mai greu lucru. Nu vreau să accept. Omul natural lui nu vrea să accepte Evanghelia. Nu vrea să-l accepte pe Dumnezeu. Puținul ăla omul nu poate să-l facă, nu vrea să-l facă, nu este înclinat să-l facă, ba chiar este împotrivitor față de pocăință, față de credință, față de primirea și acceptarea Domnului Iisus Hristos. Pentru că toate acestea sunt lucrate în mod suveran puternic de Dumnezeu în noi. Pentru că libertatea merge împreună cu responsabilitatea. Cu alte cuvinte, eu nu sunt responsabil decât dacă sunt liber. Lucrul acesta este greșit. Pentru că ne duce la ideea următoare. Cu cât un om este mai incapabil să facă un lucru, cu atât este mai iresponsabil. Adică cu cât cineva devine, de exemplu, dependent de păcat, înseamnă că nu mai are responsabilitate. Satanul nu poate să facă deloc bine, înseamnă că nu este deloc responsabil. Este greșit, pur și simplu greșit. Faptul că eu nu pot să împlinesc porunca de a iubi pe Dumnezeu cu toată puterea mea, cu mintea mea, cu tot cugetul meu, cu întreaga mea ființă, în toată viața mea, în fiecare clipă, nu înseamnă că nu mai sunt responsabil să fac lucrul ăsta. Eu nu mai pot să-l fac, dar nu mai pot să-l fac din cauza mea. Eu sunt responsabil în continuare să fac lucrul ăsta. Deci este greșit că libertatea merge împreună cu responsabilitatea. Eu am libertate să fac răul pentru că sunt cu o natură păcătoasă și sunt rău. Nu mai am libertatea de a face binele ca și Adam înainte de cădere. Cu cât un om devine mai dependent de păcat, mai dependent în viciile lui, înseamnă că ar fi mai puțin responsabil. Ceea ce este greșit, pentru că dependența aceea, robia aceea a păcatului, este o robie de care suntem responsabili, pentru că este o robie pe care o iubim. Este un păcat în care omul își găsește plăcerea.
Și apoi, fratele, începe să discute Romani, capitolul 8, versetul 28. Și vă rog să ascultați. O afirmație foarte important de remarcat și de precizat. Sunt adus pe scenă cu libertatea mea de a-L iubi pe El, afară de faptul că iubirea poate fi indusă și forțată. Deci, Romani 8 cu 28 spune de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce... celor ce iubesc pe Dumnezeu, da? Spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre bine celor ce sunt chemați după planul Său. Deci a-L iubi pe Dumnezeu, spune fratele, sunt adus cu libertatea mea. Ok? Dar deja avem de-a face cu oameni credincioși aici. Mai înainte am vorbit de libertatea unor oameni care trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, oameni care sunt robi păcatului. Și aici deja vorbim despre niște oameni care sunt eliberați de păcat. Niște oameni în care s-a turnat dragostea de Dumnezeu prin Duhul Sfânt în inima lor, da? Niște oameni care au fost făcuți iubitori de Dumnezeu. Așa că Pavel explică în continuare ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu. Ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu? Ia ascultați declarația fratelui. Acum mai este adus încă ceva în discuție, și anume spre binele celor ce au fost chemați după planul Său. Chemați după planul Său. Interesant, Domnul Iisus spune mulți chemați, puțin aleși. Expresia chemați, cuvântul chemați de aici trebuie interpretat în context. La ce se referă Pavel când spune chemați? Se referă la chemarea Evangheliei pur și simplu? Domnul Iisus poate să se refere la o chemare generală. Pavel se referă la ceva specific aici. La o chemare lăuntrică, la o chemare supranaturală, la o chemare care produce în noi ceva. Pentru că spune că am fost chemați după planul Său. Dumnezeu a plănuit să fim mântuiți și ne-a chemat. De ce spun că e o chemare specială? Pentru că Pavel spune, i-a hotărât mai dinainte, i-a chemat și pe aceia pe care i-a chemat i-a socotit neprihăniți. Nu spune pe aceia care au răspuns chemării. Ceea ce înseamnă că este o chemare care a produs răspunsul, de aceea pe toți aceia pe care i-a chemat, pe toți aceia i-a socotit neprihăniți. Când vorbim de chemarea generală a Evangheliei pe care o aduc predicatorii, aceea poate fi respinsă. Nu toți cei chemați sunt socotiți neprihăniți. Însă când vorbim de chemarea lăuntrică a Duhului Sfânt, care produce noi nașterea din nou, care produce noi credința, care produce noi pocăința, aceasta chemare duce în mod necesar la neprihănire, la îndreptățire. Deci este o amestecare de versete care face confuzie între chemarea generală, chemarea Evangheliei, chemarea pe care o duc predicatorii și chemarea lăuntrică, lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt. Despre această chemare vorbește Apostolul Pavel aici, nu despre o chemare generală, ci despre o chemare lăuntrică produsă în noi de Duhul Sfânt. De exemplu, tot Pavel, nu Domnul Iisus, da? Rămânem în contextul limbajului lui Pavel. Tot Pavel îi numește pe frații din Corint cei chemați. Zice, cei chemați. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 24. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. E clar că vorbește despre cei credincioși. Ei erau cei chemați. Au fost chemați și necredincioși. Dar numai cei credincioși sunt numiți aici chemați. De ce? Pentru că are în vedere o chemare specială. După aceea schimbă termenul și spune, de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Versetul 26, versetul 27. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii. Versetul 28. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii. Vedeți așadar că sunt folosiți interschimbabil termenii chemați și aleși. Nu se referă la o chemare generală, ci se referă la aleșii lui Dumnezeu, la cei care au fost mântuiți, la cei care au fost transformați. La ei se referă Sfânta Scriptură. Da? Ok. Haideți să ascultăm altă afirmație. Dacă Dumnezeu voiește să mântuiască pe toți oamenii, înseamnă că a chemat pe toți oamenii. De ce sunt puțini aleși? Repet, în primul rând se interpretează greșit termenul chemați, care în textul acesta se referă la chemarea lăuntrică, irezistibilă, cuceritoare, supranaturală, puternică a Duhului Sfânt, nu la chemarea exterioară a Evangheliei pe care o auzim cu urechea. Și în al doilea rând, nu sunt chemați toți oamenii. Vă mai spun o dată, astăzi doar, la ora actuală, sunt 2,2 miliarde de oameni care nu au fost chemați. Și sunt zeci de milioane de oameni care mor fără să audă nimic despre Domnul Iisus Hristos. Și au murit deja o grămadă de oameni înainte de Domnul Iisus Hristos. Milioane de oameni care n-au auzit nimic despre Hristos, de planul de mântuire, n-au auzit nici de legea lui Moise, nici de cortul întâlnirii, nici de sacrificii și ceremonii care se făceau acolo. Nu sunt chemați toți oameni. Este o inserție gratuită, nefondată, ireală, adus în textul acesta. Nu sunt chemați toți oamenii. Textul vorbește despre chemarea aleșilor lui Dumnezeu, despre chemarea celor care sunt predestinați să fie asemenea chipului Fiului Său, despre chemarea celor care sunt în planul lui Dumnezeu. Da? Nu înseamnă că sunt chemați toți oamenii.
Dumnezeu s-a răzgândit pe drum și pe jumătate sau trei sferți sau 90% i-a lepădat. Scriptura spune, îngustă e calea care duce la mântuire, largă e calea care duce la pierzare. Ce cuprinde de... Ok, deci sper că e clară direcția în care se duce pentru a, din punctul meu de vedere, pentru a distorsiona tot pasajul acesta. Tot pasajul acesta. Vorbește fals despre o libertate a omului, vorbește general despre o chemare generală a Evangheliei care le se dă la toți oamenii ca și cum toți ar fi predestinați. Ceea ce este fals. Ceea ce este fals. Și asta pentru că aduce texte din altă parte și le suprapune pe acestea înainte să interpreteze contextul, să interpreteze contextul în contextul larg al cărții romani. Da? Apoi haideți să auzim altă afirmație care deja este făcută cu privire la textul propriu-zis și la felul în care ar trebui să le înțelegem. Dar întrebarea mea este pe cine vizează planul acesta? Și de aici începe cearta sau discuțiile. Nu, de aici nu ar trebui să înceapă nicio ceartă și niciun fel de discuție. Pe cine vizează planul acesta? Auziți pe cine? Pe aceia care iubesc pe Dumnezeu. Pe aceia care sunt chemați după planul Său. Ce ceartă? Dumnezeu are niște oameni pe care îi cheamă după planul Său. Și despre aceea spune câteva lucruri. Unu, că i-a cunoscut mai dinainte. Doi, că pe aceea i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Trei, că pe aceea i-a și chemat. Patru, că pe aceea i-a și socotit neprihănit. Cinci, că pe aceea i-a și proslăvit. Deci sunt cinci acțiuni pe care Dumnezeu le face în dreptul acelorași oameni. Pe aceea pe care i-a hotărât, pe aceea i-a cunoscut, pe aceea și-a chemat, pe aceea și-a socotit neprihănit, pe aceea și-a proslăvit. Este o perfecțiune a planului Dumnezeu. Sunt aceiași oameni, nu sunt toți oameni. Nu sunt unii oameni pe care i-a chemat, alții pe care i-a socotit neprihănit. Unii pe care i-a socotit neprihănit, dar pe care n-a reușit să-i proslăvească în întregime. Nu! Sunt aceiași oameni din planul lui Dumnezeu, aceiași oameni hotărâți, predestinați, aleși. Aceiași oameni. Pe ei vizează. Nu ar trebui să fie nicio ceartă pe baza acestui text. Că e altă afirmație. Dumnezeu este suveran și alege pe cine vrea și le apădă pe cine vrea. Ce nevoie mai era de Domnul Iisus Hristos? De Fiul Lui întrupat, lăsat să locuiască printre noi, plin de har și de adevăr, ca noi să-L scuipăm? Întrebarea este pusă pe baza versetul 31 și 32. Deci ce vă zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, cum nu ne va da împreună cu El fără plată toate lucrurile? De ce mai era nevoie de Domnul Iisus Hristos dacă Dumnezeu e suveran? Pentru că Dumnezeu în suveranitatea Lui a ales să ne mântuiască în Domnul Iisus Hristos. A fost parte din planul lui Dumnezeu, a fost parte din alegerea lui Dumnezeu, de ce era nevoie de Domnul Iisus Hristos. De fapt, întrebarea dumnealui vine pentru a spune următorul lucru. La minutul 8, secunda 33. De ce împreună cu El? Pentru că în El... Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, dar nu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ne-a ales să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, adică îmbrăcați în neprihănirea Fiului Său. Deci se amestecă două lucruri. Efeseni 1 cu 4 și Romani 8 cu 32. Iar și interpretăm pasaje unele peste altele. Efeseni 1 cu 4 spune că Dumnezeu ne-a ales în Hristos. Nu spune că ne-a ales în baza jertfe Domnului Iisus Hristos. Ci că Dumnezeu a ales să fim în Domnul Iisus Hristos. Vorbește despre o locație sau un mediu spiritual. Dumnezeu nu ne-a ales în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Efeseni 1 spune că ne-a ales după buna plăcerea voii sale. Efeseni 1 spune că ne-a ales spre lauda slavei harului său. Nu spune că ne-a ales în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Nu. Pentru că dacă ar fi așa, înseamnă că dacă Domnul Iisus a murit pentru toți oamenii, înseamnă că Dumnezeu, alegându-ne în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, a ales pe toți oamenii. Ceea ce este fals. Sau că Dumnezeu, în baza jertfei Domnului Iisus, a ales pe toți oamenii care vor crede în jertfa Domnului Iisus. Ceea ce este fals. Ceea ce este complet fals. Repet, Efeseni 1 cu 4 spune că Dumnezeu ne-a ales să fim în El. Și veți găsi, în special în Ioan, limbajul acesta. Ioan 6, Ioan 10, Ioan 17, că sunt anumiți oameni pe care Tatăl i-a dat Fiului. I-a pus în El, i-a dăruit Lui printr-un legământ. Da? Sunt niște oameni pe care Dumnezeu din veșnicie i-a dat Fiul Lui.
Despre asta vorbește Scriptura când spune că în El Dumnezeu ne-a ales, ne-a dat Fiul, ne-a cunoscut mai dinainte, ne-a selectat, ne-a luat și ne-a dăruit Fiul. Și Fiul ne-a mântuit, Fiul a mijlocit pentru noi, Fiul stă la dreapta Tatălui și mijlocește acum pentru noi, Fiul se va întoarce pentru noi și Fiul va face o lucrare desăvârșită de mântuire în noi, în aceștia care au fost dăruiți de Tatăl. Da? Deci a fi aleși în Domnul Iisus Hristos nu înseamnă a fi aleși în baza Domnului Iisus, ci înseamnă a fi aleși pentru Domnul Iisus, a fi dați Domnului Iisus, a fi aleși să fii mai Domnului Iisus Hristos. Da? Dar suprapunerea aleatorie a textului pentru a duce spre o anumită doctrină, a ispășirii universale, a predestinării tuturor oamenilor, ne aduce la asemenea tipuri de interpretare și de exegeză a pasajelor. Ok, apoi trece, părăți mai interpretez restul pasajului, anul este acum important pentru noi, la Romani capitolul 9. Și știți foarte bine, în Romani capitolul 9, de la versetul 6 până la versetul 13, Pavel vorbește despre alegerea lui Avram, alegerea lui Isaac și apoi alegerea lui Iacov. Uitați cum interpretează fratele. El nu zice că este vorba de o alegere la mântuire. Deci ăsta e contextul pasajului. Ia ascultați. Ales pe Avram. Să-i lepezi pe ceilalți? Nu! Să-i binecuvintezi pe ceilalți. Atunci care-i rolul lui? L-am ales la o slujire. L-am ales să fie un vas pentru o întrebuințare de cinste, ca prin el, prin sămânța lui, să torn binecuvântarea mea peste toți ceilalți. Deci Avram a fost ales la slujire. Următoarea afirmație. Ce pe Iacov și spune în Maleachi, pe Esau l-am urât, pe Iacov l-am iubit. Grele cuvinte. Până aici aș putea înțelege, pentru că Dumnezeu alege la o anumită slujire pe acești oameni. Deci când Dumnezeu spune pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-a urât, înseamnă că Dumnezeu îl alege la o slujire? Nu înțeleg limbajul ăsta dur. Dumnezeu urăște pe Esau. Urăște pe Esau. Asta înseamnă că Dumnezeu l-a respins de la o slujire? Oare asta spune textul? Nu, textul spune altceva. Ia auziți ce spune textul. Premiza este următoarea, versetul 6. Nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, că nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Adică nu toți cei care sunt etnic din Iacov sau din Israel sunt cu adevărat și fii spirituale lui Israel. La fel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, adică sunt etnic, fizic din Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, adică nu sunt toți fii spirituale lui Avram. Ce înseamnă să fii copilul lui Avram? Copilul Avram este acela care are credință, spune Apostolul Pavel în alt loc. Domnul Iisus spune același lucru. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar aveți de tată pe diavol. De ce? Pentru că spiritual aparțineau diavolului, dar etnic aparțineau lui Avram. Despre asta se vorbește, despre o linie spirituală. Nu toți cei din Israel sunt Israel, nu toți care sunt sămânța lui Avram sunt fiii lui Avram. Se vorbește despre ceva spiritual, despre mântuirea lor, despre a fi copiii lui Dumnezeu, nu despre a fi slujitori. Și ca să confirme clar lucrul acesta, versetul 8 spune: aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii ai lui Dumnezeu. Nu zice, nu copiii trupești sunt slujitori. Fratele spune că au fost aleși la slujire. La slujire. Nu, textul spune că oamenii aceștia au fost aleși să fie copiii lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinții sunt socotiți ca sămânță. Despre asta vorbește. Și apoi spune că și cuvântul acesta este o făgăduință. Pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Vorbește despre Isaac, ales în locul sau ales în detrimentul lui Ismael. Isaac este ales ca să fie sămânță, copilul lui Dumnezeu, să fie copilul spiritual, nu doar copilul etnic, fizic al lui Avram. Se vorbește despre mântuirea lui, nu se vorbește despre slujirea lui. Ba mai mult, adică dă un alt exemplu care are același scop de a întări faptul că cineva este sau nu este copilul lui Dumnezeu, da? Ba mai mult, tot așa a fost cu Rebecca. Ea a zlămesit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac și s-au duce în discuție. Căci măcar că cei doi nu se născuseră încă, nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare cu hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel care cheamă. Cuvântul cheamă este cuvântul din versetul 28 și 29 din capitolul 8, care se referă la o chemare la mântuire, da? Și se face contrast între cel care cheamă și a fi ales prin fapte. Spune, nu am fost ales prin fapte, ci am fost ales prin cel care cheamă. Da? Am fost mântuit nu prin fapte, ci prin cel care cheamă. Ăsta este un limbaj al mântuirii, nu un limbaj al slujirii. Unde în Biblie Dumnezeu alege oameni prin cel care cheamă, nu prin fapte? Unde se pune contrastul ăsta? Întotdeauna când este nu prin fapte, întotdeauna când spune nu prin fapte, este un limbaj al mântuirii, un limbaj soteriologic, nu un limbaj al slujirii. Efeseni capitolul 2, 2 Timotei capitolul 1, întotdeauna, Galateni, când se pune în contrast
Faptele și credința, faptele și alegerea lui Dumnezeu este vorba despre mântuire. Tot contextul vorbește despre mântuire. Și apoi spune, după cum este scris pe Iacov, l-am iubit, iar pe Iosef l-am urât. N-are nicio treabă cu slujirea. Deci scapă despre toată tensiunea dublei predestinări, că Dumnezeu alege pe unii și respinge pe alții, pur și simplu aruncând în text că este vorba de slujire. Tot pasajul, sunt o sumedenie de argumente, tot că pasajul vorbește despre mântuirea lor, alegerea lor la mântuire, predestinarea lor la mântuire. Pavel spune, spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu este luminat de Duhul, mi este martor, simt o mare întristare, am o mare durere, am o durere necurmată în inimă. Aproape doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Asta e introducerea capitolului 9. Pavel plânge că nu erau ei slujitori? Nu, Pavel plânge că nu erau mântuiți. De ce? Pentru că aveau legămintele, erau israeliți, aveau înfiere, aveau slava, aveau darea legii, aveau slujba dumnezească, aveau făgăduințele, aveau patriarhii și aveau pe Mesia ieșit din ei, care este mântuitorul. Pavel nu deplânge că nu erau slujitori, ci deplânge că au avut revelația supremă a lui Dumnezeu, chiar în Domnul Iisus Hristos și l-au respins. Au respins mântuirea. Deci au respins mântuirea? Pavel explică de ce. Pentru că nu erau aleși. Pentru că doar o parte din Israel erau fiii lui Avram. Doar o parte erau aleși să fie copiii lui Dumnezeu. De ce? Simplu, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se face o alegere, nu prin fapte, ci prin cel care îi cheamă. O chemare irezistibilă, o chemare puternică. Despre asta vorbește textul. Auziți încă o dată aceeași afirmație. Aliere, plecând de la alegerea lui Avram, Isaac și Iacov, toți aceștia au fost aleși la o anumită slujire. Textul spune altceva. Auziți versetul 8, da? Unde se vorbește despre, dacă vă uitați în diagrama asta, unde se vorbește despre Isaac. Aceasta însemnează, da? Tălmăcit promisiunea din versetul 7, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purtea numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii al lui Dumnezeu. Nu-i slujire. Versetul 7 la 9 nu este vorba de slujire. By mai mult, adică în plus, să vă dau un alt exemplu și dă exemplu Esau și Israel, da, care dumnealui spune că este vorba despre slujire, ba mai mult și ei, Iacov a fost ales prin cel care cheamă, nu prin fapte. Nu erau încă născuți, amândoi erau din aceiași părinți, nu făcuseră nici bine, nici rău, dar a fost ales doar unul. De ce? Că Dumnezeu este suveran. Acesta este modul tipic de luarea unui pasaj și interpretare prin expresii preluate, ciupite din alte texte, pentru a rezulta o doctrină confortabilă cu mentalitatea și filozofia veacului. Că avem liberă voință, că nu suntem răpuși, cum spune Biblia. Că Domnul Iisus a murit pentru toți, nu că Iisus a murit pentru biserica lui. Că Dumnezeu a ales cumva în Domnul Iisus pe oricine crede, Domnule, cine se nimerește să creadă, cine hotărăște prin puterea lui, cine profită de harul lui Dumnezeu, cine prin liberă voință acceptă mântuirea și în felul acesta este distrus la propriu tot planul de mântuire a lui Dumnezeu. Da, recunosc, fratele are un aport foarte important la lucrarea lui Dumnezeu în țară, recunosc, are o capacitate deosebită în a interpreta cuvântul lui Dumnezeu, dar în privința aceasta, a mântuirii, a predestinării și acestor lucruri despre care am discutat, consider că face niște erori exegetice, hermeneutice, foarte grave și nu spun lucrul ăsta pentru că eu sunt un judecător infailibil, ci spun asta pentru că fiecare dintre voi vă puteți uita în cuvântul lui Dumnezeu și ca toți credincioșii serioși care îți folosesc mintea și au discernământ, ca și credincioșii din Berea, puteți citi cuvântul sub lumina și călăuzirea Duhului Sfânt în rugăciune, să vedeți dacă aceasta este interpretarea pe care Pavel a vrut ca noi să o avem asupra textului. Și eu consider că nu este. Acesta este modul în care nu trebuie să punem premisele pentru a interpreta un pasaj și acesta este modul în care nu trebuie să exegetăm și să interpretăm un pasaj. Învățăm de aici că este foarte important punctele axiomatice de la care pornim, premisele pe care le stabilim și acelea definițiile pe care le dăm. Asta trebuie puse în primul rând la punct. Trebuie să fim foarte atenți în a le defini după Sfânta Scriptură. Ce înseamnă liber arbitru? Cine a avut liber arbitru? Cine mai are liber arbitru? Ce înseamnă har? Ce face harul? Fac eu ceva cu harul sau harul face cu mine? Da? Ce mi se cere să fac ca să fiu mântuit? Pot să fac eu lucrul acela singur sau Dumnezeu îl face prin mine? În ce stare se află omul după căderea în păcat?
Ce a făcut Dumnezeu pentru cei pe care îi mântuiește? I-a ales el, se aleg ei singuri în planul lui Dumnezeu și așa mai departe. Este important să stabilim lucrurile acestea în lumina Sfintelor Scripturii.